Salut, sunt Răzvan, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt cum se ascund burghiele folosind un echer gradat și un polizor de banc. În primul rând, pentru a măsura corect unghiul vârfului burghiului, avem nevoie de echerul acesta setat în partea asta de aici, fix la 118 grade. L-am setat la 118 grade. Și o să măsurăm burghiul acesta nou. Punem buza aceasta fix pe echer. Vedem că nu este nicio gaură, absolut niciun spațiu gol. Punem și această parte. Este perfect. Așa este un burghiu nou. Și acesta este burghiul pe care o să-l refac și o să-l ascut. Se poate vedea diferența aici. Și pe partea asta încă o diferență de rectificat. Sunt câțiva milimetri care contează. În primul rând o să testez burghiul acesta dând gaură într-o placbandă. Am mai încercat folosind un punctor. Și-a făcut treaba, a lăsat un mic dent pentru a face cale burghiului. Nu o să pregăuresc placbanda cum se face în mod normal cu un burghiu de dimensiune mai mică, așa că o să-i dau fix cu acesta. Puteți vedea, nu a făcut mai nimic, doar a zgâriat puțin suprafață. Bun, să încercăm și cu burghiul acesta nou. Burghiul acesta nou s-a făcut treaba. Așa arată burghiul după ce l-am ascuțit. Este loc și de mai bine, dar eu sunt mulțumit cu rezultatul acesta. Este ok. Este satisfăcător. Atât timp cât îmi pot face treaba cu el și îl pot ascuți de câte ori am nevoie, nu mă trebuie să dau banii pe alte burghii, e super ok.
fost clipul de astăzi. Ca sfat foarte important, când îl ascuțiți, să dați câte puțin. Altfel se întâmplă cum am pățit eu și altfel se decălește burghiul și nu o să mai aibă aceeași rezistență. Bun, cam asta a fost pe ziua de astăzi. Vă aștept la un nou videoclip. Seară bună!